Asta este un test de cadru. O să închid. Salut de la vie și după cum observați astăzi, ghiciți, o să vă zic ce este mâine. Pentru că pe 14 februarie 2020 va fi postat acest video, adică astăzi este zi, nu este seara. Da. O să vă arăt ce voi purta mâine, dacă mă întrebați, pentru că o să, dacă mă urmăriți pe Instagram, știți deja. Pentru că o să fac poze cu acest ruj, nu este roșu, este roz, sau două senzații de roșu, căști. Această perie nu este roșie, dar ce contează? Asta nu este camera mea. Asta este fusta care o să port. Da, chiar dacă mă urmăriți pe Instagram, așa arăt cu ea. Dar acum nu am chef să mă alătură pentru o fustă ca să o pun. Am acest tricou din Turcia. Da, este roșu. Și acest hanorac, după cum observați, este negru, dar uitați-vă mai bine, vă rog frumos să vă uitați mai bine. Deci, are 4 manțete roșu. Dacă chiar mă urmăriți pe Instagram, vă rog frumos să îmi dați și un follow și inimioare și like-ul și să vedeți toate chestiile mele. Cam acesta este outfit-ul meu. O să mă îmbrac pentru cei care nu au Instagram. Asta sunt eu. Eu? Așa arăt? Nu aveți Instagram? Vedeți acum, da, o să fac ștrampi. Pantalonii aceștia sunt ștrampi pentru oameni. Dar chiar arăt fain. Sunați-mă și zici că arăt fain. Să duceți-vă la data. O să mă schimb pentru că... Vreau să mai menționez ceva, că mâine este vineri și când filmez clipul este joi, 12 februarie. Ok. Nu știu de ce mai zic, fost am păstrat-o pentru că nu mai am chef să dau nimic, nici de pe mine. Acesta a fost vlogul. Vă rog să apăsați pe butonul de like, opinia despre costumația mea și despre Valentine's Day, dacă sunteți fata sau băiasa, dacă sunt ce ani v-ați născut, ce zodie sunteți, culoarea voastră preferată, mâncarea, emojul și da. Și dacă aveți TikTok, Instagram, like și ce mai este. Ne revedem data viitoare. Eu sper să am cât mai multe chestii, pentru că trebuie, da? Și chiar citesc comentariile, dacă toată lumea zice că nu le citesc, pentru că le citesc. Bye, bye!